aici unde vom înălța rugăciuni către Dumnezeu nostru, aici unde vom asculta cuvântul lui Dumnezeu și spunem ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. A vrea să începem seara aceasta cu o rugăciune și pentru aceasta vă rog respectuos să ne ridicăm cu toți în picioare, dând cinste cuvântul lui Dumnezeu. Spunem bine ați venit în casa Domnului și cei care sunt pentru prima oară în locul acesta, Domnul să vă binecuvinteze. Voi citi Psalmul 8 la pagina 557 în Sfânta Scriptură, un psalm al lui David. Spune cuvântul Dumnezeu astfel: Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copiilor celor ce sug la piept, Ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astup gura vrăjmașilor și omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste toate lucrările mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele Lui, oii și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Așa cum am citit în psalmul acesta, iubiți frați și iubite surori, am vrea să ne întrebăm și noi ca și psalmistul: cât de minunat este Dumnezeul nostru în perspectiva cu care vedem noi seara aceasta, perspectiva cu care vedem noi viața pe care o trăim pe acest pământ. Cuvântul ne spune că Dumnezeul nostru ne-a creat într-un chip atât de minunat și vedem lucrul acesta cu ochii noștri. Și mai mult de atât, a pus totul sub picioarele noastre, sub stăpânirea noastră. În fața acestui Dumnezeu mare și minunat, în fața acestui Dumnezeu desăvârșit, în fața acestui Dumnezeu în fața cărei dragoste nu putem să rămânem decât dezarmați, muți de uimire, am vrea să venim în seara aceasta să-i ridicăm laude la adresa Lui, fiindcă Dumnezeul nostru merită mai mult decât îi oferim noi. Spune cuvântul Dumnezeu că ne-a făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. În alte traduceri spune cu puțin mai prejos decât îngerii. Cât de minunat suntem noi ca și făpturi ale Sale. Dar Dumnezeul nostru, în dragostea Lui, ne-a pus totul sub picioarele noastre și vrea să ne deschide inimile în seara aceasta să-L lăudăm pe El. Și nu vrea laude forțate, nu vrea laude venind dintr-o inimă care nu este sinceră, ci am vrea să ne deschide inimile în prezența Lui. Și așa cum suntem, poate cu probleme, poate cu nevoi, poate bolnavi, poate așteptând un răspuns din partea Domnului, să lăsăm totul la picioarele Lui și să-L lăudăm pe El. Să ne deschide inimile, să-L lăudăm, să-i cântăm și Dumnezeul nostru va lucra minunat în mijlocul nostru. Haideți să cerem binecuvântarea Domnului peste seara aceasta, peste locul care este chemat numele Lui, peste cei ce vor sluji prin cântare, prin demn la rugăciune, prin cuvânt, predicarea cuvântului Dumnezeu, să cerem binecuvântarea Domnului peste inimile noastre, să facem o oprire, să, așa cum spune psalmistul, să ne oprim pentru o clipă și să privim către cer, de unde ne vine izbăvirea noastră. Când privesc lucrarea mâinilor Tale, îmi zic, când privim cerul, când privim către Dumnezeul nostru, ce poți zice despre Tine? Decât că mare har este în dreptul Tău, fiindcă Dumnezeul nostru a avut privirea îndreptată și către noi. Haideți să-L binecuvântăm pe Domnul, să cerem binecuvântarea Domnului peste locul acesta și peste programul în această seară și Domnul să lucreze pe mai departe. Amin.